Neon Lights este acum disponibil în FIFA Mobile, băieți, așa că haideți să vedem ce premii putem să facem gratis și, poate mai important, ce jucători Retro Stars putem să facem de la acest nou eveniment. Deci, suntem pe la jumătatea Kick of Rivalries și apare un nou eveniment, Neon Lights, un eveniment de unde veți vedea, vom putea să facem și câteva tichete pentru Kick of Rivalries. Eventul ăsta ține 3 săptămâni și, din păcate, după cum o să vedeți, premiile pe care putem să le facem nu sunt chiar grozave, dar vă spuneam, măcar o să putem să facem niște etichete pentru kick-off. Bun, deci avem vreo 2 reclame pe zi pe care trebuie să le vedem pentru puncte retro și, dacă vreți un jucător retro, cam trebuie să vă uitați la ele. Și apoi avem câte 4 skill game-uri pe care trebuie să le jucăm în fiecare zi pentru puncte neon și pentru a debloca meciul din mijlocul CD-ului. Un meci pe care îl jucăm împotriva lui Miami pentru puncte neon și, poate mai important, pentru shards. După cum o să vedeți, sunt destul de importante, mai ales dacă vreți tichetele pentru kick-off. Bun, mai departe avem și un meci pe care putem să-l jucăm pentru puncte neon. Un meci foarte interesant pentru că dacă îl joacă și colegii voștri de ligă, primiți și voi premii. Din păcate nu puncte neon, primim doar bănuți și maxim de 5 ori pe zi. Deci dacă joacă 10 colegi de ligă, meciul ăsta primiți maxim 50.000 de bănuți pe zi. Mai departe începem să vorbim un pic despre intensity. Aici vom cheltui acele shards. Practic, ce trebuie să facem este să ne creștem intensitatea pentru a face niște premii mai bune. De exemplu, acum suntem la nivelul 1, pentru nivelul 2 trebuie să cheltuim 3 shards, pentru nivelul 3 trebuie să cheltuim încă 8 shards și pentru nivelul 4 încă 10 shards. Deci undeva la 21 de shards, cât cred că este maximul pe care putem să-l facem și oricum, dacă ar fi să ajungem la level 4, ar ține doar o săptămână. Vedeți și în partea de jos, în fiecare săptămână se resetează intensity-ul, deci ne-ar trebui câte 21 de shards în fiecare săptămână dacă vrem level 4 mereu și nu se pot face gratis. Vă spuneam, intensitatea asta este folosită pentru a face niște premii mai bune. De exemplu, dacă aveați level 4, puteați să deschideți pack-ul ăsta unde aveați 50 de puncte retro, dacă aveați level 3, puteați să deschideți pack-ul ăsta cu 5 puncte retro într-o săptămână și dacă aveți level 2, puteți să deschideți pack-ul ăsta, doar că trebuie să dăm 500 de puncte FIFA. Din păcate n-au băgat și o ofertă cu gems, ceea ce face premiile astea de aici inaccesibile pentru cineva care vrea să joace gratis, doar cu gems, doar cu bănuți, fără puncte FIFA. Deci, băieți, în mare, creștem degeaba intensitatea, pentru că și dacă ajungem la 3 sau la 4, unde nu ne cer puncte FIFA, trebuie să trecem prin 2, unde ne cer puncte FIFA. Deci nu poți să deschizi premiul 3 fără să fi deschis premiul 2. Chiar dacă am puncte FIFA, cel mai probabil nu voi lua niciun premiu de aici, dar voi cheltui câteva shards aici pentru tichete, o să vedeți imediat câte și de ce. În partea dreaptă avem și câteva milestone-uri interesante, ăsta se face foarte ușor, trebuie să jucați în fiecare zi cele 4 skill game-uri și cele 2 meciuri. Pentru 5 puncte retro o să fie destul de importante. Mai departe avem și un milestone săptămânal, probabil milestone-ul meu preferat, de unde putem să facem 10.000 de tichete pentru Kick-Off Rivalries. Și vă reamintesc, tichetele pot fi schimbate la acel eveniment cu ce fel de puncte vreți voi, Premier League, Bundesliga, La Liga, ce vreți. Pentru a face tichetele astea și pentru jucător trebuie să cheltuiți în fiecare săptămână câte 3 sharduri aici. Deci chiar dacă nu voi cheltui 500 de puncte pentru a face premiile din partea dreaptă, tot voi cheltui câte 3 shards în fiecare săptămână doar pentru a face acest milestone, pentru a face 10.000 de tichete Rivalries. Și pentru jucător, care probabil nu va costa prea mult. Apropo de jucători, băieți, avem și un băiat aici, Kaka, cu o super carte de 101. Din păcate, după cum vă imaginați, o carte care nu se poate face gratis, dar arată foarte, foarte bine la atribute. Trebuie cheltuite undeva la 30.000 de puncte neon și cred că facem undeva la 7.500 gratis, maxim. Deci, fără Kaka, din păcate. Apropo de punctele astea neon, haideți să mergem și la rewards, capitol unde vor putea fi cheltuite pentru jucătorii ăștia de aici. Și e un pic complicat și aici, sunt câteva cărți
foarte bune, mai ales Destul ăsta, îmi place foarte mult, dar din păcate e o carte care nu se poate face gratis, cum sunt și majoritatea jucătorilor de aici. Jucătorii ăștia 2 de 100, de exemplu, se pot face fără intensitate, dar dacă vreți un jucător din Kenar, gen cum e Tomiyasu de 99 sau Herrera de 99, cum e Adams de 97 sau Ryan, tot de 97, pentru ăștia trebuie intensitate. Și da, fiecare capitol cu intensitatea lui. Aceleași puncte shards trebuie cheltuite și aici, doar că ăsta va ține 21 de zile. Dacă o să jucați gratis, băieți, probabil că nu aveți nevoie de intensitate, pentru că treaba stă cam așa. Putem să facem gratis undeva la 7500 de puncte neon. Deci, ce am putea să facem cu aceste puncte? Dacă ne uităm, de exemplu, la jucătorii din Kenar, jucătorii Intensity, putem să facem un 97, pentru că ăștia costă undeva la 5300 de puncte și vă spuneam că putem să facem undeva la 7500. Problema este că, vă spuneam, avem nevoie de Intensity pentru a face jucătorii din Kenar. Și, de exemplu, pentru ăștia 2 de 97, e nevoie de Intensity 3. Pentru Intensity 3, trebuie să cheltuim 24 de shards și, vă spuneam și la primul capitol, putem să facem maxim 21. Deci, chiar dacă avem puncte pentru un băiat de 97, nu o să putem să facem intensity și nu se va debloca. Așa că singura chestie care ne mai rămâne, dacă vreți să luați ceva cu 7000 și un pic de puncte, câte putem să facem, este din păcate un 96, de exemplu băiatul ăsta, Minamino, sau băiatul ăsta de mai jos, da, știu, niște premii absolut groaznice, dar din păcate asta este realitatea, mai departe nu se poate face nimic de aici, gratis, toți costă foarte mult, atât Pulisic cât și Dest. Deci, sincer, nu mi-aș pune foarte mare bază pe acest capitol, nu aș cheltui neapărat shardurile de intensitate aici, mai degrabă aș face tot posibilul să fac milestone-ul cu tichete de la primul capitol. Trecem și la Drumpad, unde s-ar putea să vi se pară foarte cunoscut. E un format care a mai fost de foarte multe ori în FIFA, e un format care merge și văd că tot apare. Practic avem câte 3 premii în fiecare zi pe care trebuie să le găsim sub aceste pătrățele folosind tokenii Beat. Token Beat pe care îi facem de la aceste questuri, pentru că sunt câteva questuri, după ce jucăm skill game-urile de la eveniment, după ce jucăm la daily training, după ce jucăm 2 meciuri la Rivals și după ce jucăm un match manager. Asta cu meciul manager e destul de amuzantă, pentru că fix acum când a apărut evenimentul ăsta, managerul este dezactivat, deci nu prea se poate face, așa că nu putem să facem tokenii și, din câte am înțeles, vom primi un pack cu acei tokeni compensație, nu știu exact când, dar vom primi. Deci vă spuneam că premiile din fiecare zi sunt ascunse sub aceste pătrățele și bineînțeles că avem intensity și aici, intensitate care te ajută teoretic să găsești mai ușor un premiu sub acele pătrățele. Deci cred că îmi voi cheltui aceste intensity shards la primul capitol și la capitolul ăsta când va veni un jucător foarte interesant pentru a avea mai multe șanse să-l fac. De exemplu, în ultima zi va fi un 99. Apropo de premii, astea sunt premiile pentru prima zi cu acel insignie care arată foarte, foarte bine și am și lista pentru voi, băieți. Sper că e în ordine. Câțiva jucători foarte interesanți pe aici, din păcate cu overall foarte, foarte mic pentru perioada asta. Dar dacă vreți un jucător de 99, dacă vreți un Chiellini, păstrați-vă shardurile pentru ultima săptămână și păstrați-vă și vreo 20 de tokeni dacă vreți să-l faceți în ultima zi. Și bineînțeles, pe măsură ce cheltuim token aici, vom face și niște premii din partea dreaptă de la Milestones. Cele mai interesante sunt punctele transfer, tokenii, rivalries, punctele retro și bineînțeles, legenda FIFA Mobile, Zardes. În sfârșit a primit și el o carte după foarte, foarte mult timp. Arată foarte bine la atribute, sincer, are 5 la weak foot, din păcate 4 skill move, dar doar 95. Dacă era de 99, dacă era de 100, era mult, mult, mult mai mișto. Așa de 95, probabil că majoritatea îl vom băga pe undeva pe la un exchange. Și da, se poate ajunge până la el fără probleme, cred că se poate ajunge și la următorul milestone, dar cred că pe aici ne oprim, pe la 10-11 cred că ne oprim. Și haideți să vorbim și despre cea mai interesantă parte a evenimentului, jucătorii retro. Am trecut aseară pe live prin majoritatea jucătorilor, sunt câțiva foarte, foarte interesanți pe aici.
Acel Tarami arată foarte bine. Mie mi-a plăcut cartea asta când am jucat cu ea prima dată când apăruse la Toti. Era de 87, cred că o am și în prima mea echipă. Mi-a plăcut foarte mult. Varianta asta de 100 e mult, mult mai bună. Din păcate, tot 3 la skill move, cum a avut și varianta originală. Dar hai să vorbim despre ce jucători se pot face. Și din păcate, băieți, gratis, din ce am calculat până acum, se poate face doar un jucător de 99. Putem să facem undeva la 432 de puncte, deci teoretic am mai avea nevoie de vreo 20 de puncte retro pentru a face un jucător de 100. Am impresia că acele puncte retro putem să le luăm de aici din partea stângă, dar ne va costa undeva spre 5.000 de gems. Oricum, nu le luați încă. Dacă aveți nevoie de aceste puncte pentru a face un jucător de 100, luați-le după ce aveți toate punctele retro mai întâi. De 100 sunt câteva cărți interesante, dar probabil că cea mai bună este băiatul ăsta. E din Arabia Saudită, dar are atribute foarte bune. Are 5 la weak foot, 4 skill move, din păcate speed, ceea ce nu e grozav, dar nu cred că veți avea probleme cu chemistry-ul. Până data viitoare, băieți, mai am și alte videoclipuri pentru voi, vedeți două pe ecran. Dați pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni. Pa, pa!